Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea, iar astăzi vom discuta despre divizibilitatea în mulțimea numerelor naturale, aplicații, matematică clasa a 6. Ne propunem în cadrul acestei întâlniri să rezolvăm anumite probleme de sinteză care să combine elementele legate de operații cu mulțimi cu proprietăți ale relației de divizibilitate pe mulțimea numerelor naturale. Așadar, prima problemă ne dă mulțimile A, B și C cu proprietățile că mulțimea A este formată din elementele X, numere naturale, astfel încât X plus 1 îl divide pe 6. B este o mulțime ale cărei elemente se notează cu Y, numere naturale, având proprietatea că toate numerele de 3 cifre de forma 7, 5, Y, scrise în baza 10, sunt divizibile prin 5. Mulțimea C are elemente notate cu Z, numere naturale, cu proprietatea că numerele de 3 cifre scrise în baza 10 de forma 5Z1 sunt divizibile cu 3. Cerința problemei este de a identifica elementele fiecăreia dintre mulțimile A, B și C. A doua problemă ne dă mulțimile D cu elementele 0, 1, 2 și 5, E cu elementele 0, 5, respectiv F cu elementele 0, 3, 6 și 9. Cerințele sunt de a preciza cardinalul fiecărei mulțimi, iar pentru punctul B de a determina operații între mulțimile D, E și F, anume D intersectat cu E, D intersectat cu F, E intersectat cu F, D fără E și reuniunea celor trei mulțimi D, E și C. Haideți să vedem în continuare cum rezolvăm cele două probleme. Pentru început vom determina mulțimea A. Pentru că x plus 1 este număr natural, x fiind număr natural, și x plus 1 îl divide pe 6, atunci x plus 1 este unul dintre divizorii naturali ai lui 6, anume 1, 2, 3 sau 6. În acest context, găsim că x va fi unul dintre elementele mulțimii 0, 1, 2 sau 5. Așadar, mulțimea A este formată din elementele 0, 1, 2 și 5. Determinăm în continuare mulțimea B. Mulțimea B este formată din elemente notate cu Y, numere naturale, cu proprietatea că numerele de 3 cifre scrise în baza 10 de forma 7, 5, Y sunt divizibile cu 5. Aplicând criteriul de divizibilitate cu 5, reiese Y aparține mulțimii 0 sau 5. Atunci, mulțimea B este formată din elementele 0 și 5. Pentru mulțimea C, ale cărei elemente le notăm cu Z, numere naturale, cu proprietatea că toate numerele naturale de 3 cifre de forma 5Z1 sunt divizibile cu 3, găsim conform criteriului de divizibilitate cu 3, că suma cifrelor acestor numere de forma 5Z1 trebuie să fie multiplu de 3, adică 5 plus Z plus 1 multiplu de 3, de unde Z poate lua una dintre valorile 0, 3, 6, respectiv 9. Așadar, mulțimea C este formată din elementele 0, 3, 6 și 9. Cu aceasta am identificat elementele fiecăruia dintre cele trei mulțimi A, B și C. Să vedem în continuare pentru cea de-a doua problemă, în contextul în care avem mulțimile D, E și F, având elementele D, 0, 1, 2, 5, E, 0 și 5, F, 0, 3, 6 și 9, să identificăm pentru început cardinalul fiecăreia dintre aceste mulțimi.
Ne reamintim, cardinalul unei mulțimi finite reprezintă numărul elementelor acelei mulțimi. Așadar, cardinalul lui D este 4, pentru că D este formată din 4 elemente. Cardinalul lui E este 2, pentru că E are doar 2 elemente. Respectiv, cardinalul mulțimii F este tot 4, pentru că F e formată din 4 elemente. Acum, pentru punctul B, identificăm D intersectat cu E. Intersecția celor două mulțimi D și E reprezintă mulțimea formată din elementele comune, adică acelea care aparțin și mulțimii D și mulțimii E. Constatăm că acestea sunt 0 și 5, deci putem afirma că D intersectat cu E este chiar mulțimea E. D intersectat cu F. Vom identifica elementele comune dintre mulțimea D și mulțimea F. Constatăm că avem un singur astfel de element în postura lui 0. Atunci D intersectat cu F este 0, mulțimea formată din numărul 0. E intersectat cu F, intersecția dintre mulțimea formată din numerele 0, 5 cu mulțimea formată din numerele 0, 3, 6 și 9. La fel ca în situația anterioară, găsim că intersecția dintre E și F e formată din mulțimea care îl conține pe 0. Pentru diferența D fără mulțimea E, vom alege ca rezultat acele elemente care se găsesc doar în mulțimea D și nu se găsesc în mulțimea E. Constatăm că acestea sunt 1 și 2. Așadar, D fără E este mulțimea formată din elementele 1 și 2. În final, să identificăm reuniunea mulțimilor D, E și F. Pentru reuniune, alegem toate elementele din cele trei mulțimi și avem grijă ca acestea să nu se repete. Așadar, obținem că reuniunea dintre mulțimea D, E și F este mulțimea formată din elementele 0, 1, 2, 3, 5, 6 și 9. Astfel am parcurs cele două probleme care vizau aceste rezolvări de situații mai dificile în contextul noțiunilor teoretice reprezentative legate de divizibilitatea pe mulțimea numerelor naturale. Cu speranța că problemele v-au fost folositoare, vă aștept la o altă întâlnire în mediul online. La revedere!